Guvernul declară război fenomenului prin care comercianții scad gramajul produselor, dar mențin prețul la fel. Aceștia vor fi obligați să semnaleze la raft lucrul acesta. Pe de altă parte, cei care vând produse online sunt scutiți de măsurile acestea. Ne explică mai mult colega mea Cătălina Mănoiu, te ascultăm Cătălina. Bun găsit! Guvernul stabilește noi reguli pentru comercianții care mențin același preț, însă modifică gramajul, astfel încât acest proiect pus în dezbatere, care va ajunge pe masa guvernului, spune că, de exemplu, comercianții trebuie să indice reducerea de volum, dar și reducerea de greutate. Chiar dacă prețul a rămas la fel mai mult, trebuie să afișeze la raft și prețul pe unitatea de măsură, ținând cont de noul gramaj. ANPC a propus de asemenea și un model de notificare, un afiș pe care îl vor regăsi la raft. Și și au urmat aici exemplul Franței. Vom avea, de exemplu, un afiș de dimensiunile unei coli A4. Asta înseamnă 21 cu 29 de centimetri și o să vedem acest anunț la raft. Va fi poza produsului și uh, următoarele informații. Produsul a fost modificat sub aspectul cantității, chiar dacă uh, prețul de vânzare a rămas același. Există însă în acest proiect care a fost, a fost pus în dezbatere și o portiță de scăpare pentru speculanți. Asta pentru că, de exemplu, Vânzările la distanță sunt exceptate de la noi rele, reguli. Dacă, de exemplu, cumpărați online detergenți sau produse alimentare, acolo nu veți regăsi astfel de informații cu privire la noul preț pe unitate de măsură sau gramajul care a fost redus. Avem, de asemenea, dacă ne uităm la experiența altor țări și câteva exemple de produse care și-au menținut prețul, însă și-au redus cantitatea. De exemplu, la cereale, pentru o cutie de cereale, cumpărătorii au plătit același preț, însă au pierdut 60% de grame. Dacă ne uităm la pâinile mari preambalate, aici o să vedem că uh, au plătit același preț, însă au luat mai puțin cu 30 de grame la cipsuri, o pungă de chipsuri, s-a păstrat prețul, însă cantitatea s-a redus cu 25 de grame, iar un pachet de biscuiți, deși a costat la fel, am putut observa din experiența altor state că a fost uh, mai mic cu 44 de grame. Acest proiect a fost pus în dezbatere și el urmează să fie adoptat în perioada următoare. Să spunem însă că Există și o perioadă de tranziție de 30 de zile de la publicarea în monitorul oficial, timp în care comercianții vor putea să se adapteze acestor schimbări.